Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta vorbim despre problemele vechi și noi dintre Adrian și Bianca. Neînțelegerile dintre Bianca și Adrian au răzbunit ieri, după dezvăluirile Alexandrei, cum că Bianca le-ar fi propus să-l elimine pe Adrian. Nu cred în varianta că Bianca a vorbit serios cu această eliminare. Refuz să cred că un partener își poate trăda în asemenea hal jumătatea, chiar și dacă ar fi un cuplu de fațadă. Asta pentru că în casă nu ai certitudinea și încrederea în ceilalți, astfel să poți face asemenea dezvăluiri, mai ales după ce de-a lungul timpului s-a demonstrat cu vârf și îndesat că cei din casă nu cunosc cuvântul încredere. Cred că Bianca nu trește ceva sentimente față de Adrian, doar că aceste sentimente sunt în scădere vizibilă de ceva timp, astfel că poate la acest moment nu mai există deloc. Așa că a devenit vizibilă ruptura dintre cei doi. Adrian poate i-a plăcut la început puțin de Bianca, dar acum are impresia că poate avea și el șanse la fete pe care le consideră mai frumoase decât Bianca. Cu toate acestea, pentru mine au devenit obositoare amândoi. Bianca, care de foarte multe ori vorbește mult și fără rost, dar mai ales că a spus clar chiar dacă a fost indirect, că face materiale. Dacă vă aduceți aminte când a explicat lui Adrian de ce s-a supărat când a primit cadoul. Iar Adrian a devenit obositor că prea este manipulat de băieți și mă enervează teribil când vorbește foarte mult și ridică tonul la ceilalți să-l lase să vorbească. Asta chiar și când a vorbit deja foarte mult. Dar dacă ei doi nu se mai înțeleg și nu se mai plac așa cum poate a fost ceva timp în urmă, de ce nu fac pasul în față și să rup o relație care este relație numai cu numele? Simplu, interesul comun. Iar acest interes este rămasul în casă. Sunt conștienți amândoi că dacă s-ar despărți, practic ar hai haita asupra lor, urmând să fie sfârșiați cu prima ocazie, adică în prima gală în care nu vor mai fi împreună. Bianca știe că are câțiva băieți care abia așteaptă momentul să se despartă și astfel să devină vulnerabilă la votare, iar Adrian oricum este descumpănit în acest moment de faptul că a primit primele două voturi în viața lui. Stai liniștit, Adrian, Că vor urma multe altele, întotdeauna începutul este mai greu. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.